Doamnelor și domnilor, bună seara! Am revenit la agenda medicală și discutăm despre un subiect destul de interesant, cum putem să scăpăm de ochelari, și l-avem în platou pe domnul doctor Levi Lehar. Domnule doctor, înainte de pauza de publicitate discutam despre posibilitatea apariției din nou a dioptriilor pentru cei care apelează la această chirurgie. Spuneți-mi, într-adevăr se întâmplă cu o frecvență mare sau sunt doar niște cazuri izolate, ca să nu îi speriem pe cei care ar dori să apeleze, sigur, la serviciile dumneavoastră? Chiar nu este niciun motiv să se sperie. Cazurile sau din cadrul clinicii noastre din Satul Mare, cazurile pe care le-am avut, n-am avut, să spun așa, pacienți cărora să aibă o regresie de dioptrii în care să ajungă să fie deranjați și să trebuiască făcut acea reintervenție. Dar, într-adevăr, pot să existe aceste regresii de dioptrii, mai ales în cazul pacienților tineri și mai ales când vorbim de dioptrii foarte mari sau astigmatisme hipermetropice, astigmatisme mixte, pot să existe regresii. Dar în aceste situații, dacă se ajunge la un nivel în care deranjează pacientul și chiar ar trebui din nou să poarte ochelari, se mai poate face, în cele mai multe cazuri, se mai poate face un tratament suplimentar dacă este nevoie, dar repet că sunt foarte fericit și sunt foarte mulțumit că încă n-am avut asemenea situații. Și un astfel de tratament, se poate întâmpla, un astfel de tratament suplimentar costă destul de mult sau costă la fel ca și o prima operație? Acum n-am avut, nici nu pot să vă spun cât costă, nici nu m-am gândit că nu cred că cu siguranță costurile ar fi poate mai mici, dar asta nu ar reprezenta o problemă. Deci dacă s-ar ajunge acolo, nu cred că asta ar fi un impediment să se realizeze costul. Presupunem prin urmare că ceea ce dumneavoastră practicați, practic dă o siguranță oricărui pacient că nu poate ajunge din nou la șansa de a purta ochelari și că discutăm probabil de un grad de siguranță și de certitudine a serviciilor dumneavoastră undeva peste 90%. Da, deci una este siguranța și una este șansa. Acum, siguranța înseamnă 100%. Nu, noi în procent de 100% nu putem să spunem că se poate face așa sau se întâmplă așa, ci sunt șanse foarte mari, peste 90%, cum a spus și dumneavoastră, așa este. Aceste dioptrii, ele dacă apar, atunci spun că în majoritatea cazurilor se poate face un tratament suplimentar, pentru că acest tratament suplimentar depinde de cornea fiecăruia, câtă cornee, să spun, reziduală a mai rămas după primul tratament, pentru că această intervenție subțiază cornea fiind primul strat al ochiului, cum avem ochiul și este culoarea ochiului, irisul, în fața irisului este cornea, ca și sticla care acoperă ceasul, așa este cornea pentru ochi, iar laserul tratează cornea și o subțiază, sigur, la nivel microscopic, dar noi, în urma acestei intervenții, trebuie să avem o cornee reziduală de o anumită valoare. Dacă dioptriile inițiale nu sunt mari și nouă ne rămâne rezervă de cornee, mai putem efectua un tratament suplimentar ulterior. Dacă acea rezervă de cornee s-a epuizat deja la primul tratament, atunci acest tratament suplimentar nu se mai poate face și dacă reapar dioptrii, atunci sigur ele rămân. Dar acestea sunt cazurile excepționale. Pentru că sunteți un medic chirurg renumit în Satul Mare, vreau să vă întreb, domnule doctor, în calitate de medic, cât de mult vă consumă practic și cât de stresantă este această meserie în cazul unei astfel de intervenții? Aceste intervenții pentru mine nu sunt deloc stresante. Este o mare plăcere să efectuez aceste intervenții. Ele sunt relativ simple de efectuat. Practic, intervenția o face laserul, nu chirurgul. Chirurgul numai pune indicația și introduce câte dioptrii să se ableze, să se reducă.
Sigur, pregătirile, operatorii le face tot chirurgul, pregătim ochiul, îl spălăm, îl izolăm cu un câmp steril, dar efectiv operația nu o face mâna chirurgului, ci o face laserul cu o precizie foarte, foarte mare. Și satisfacția majoră este să văd pacienții mei, care în mare majoritate a cazurilor în aceste situații sunt pacienți tineri, să-i văd că sunt fericiți și bucuroși că au scăpat de ochelari, așa fac de parcă ar fi scăpat de nu știu ce boală, nu știu ce povară, și îmi dau seama cât de mult contează asta pentru dânsi și că ce povară mare poate să fie în anumite cazuri portul unui ochelar. Ați purtat vreodată ochelari? Nu, eu nu am purtat, eu nu am dioptrii, sunt emetrop, adică am zero dioptrii. Dar am operat persoane apropiate mie și dacă ar fi fost cazul să am dioptrii și m-ar fi deranjat, atunci cu această tehnică cu siguranță m-aș fi operat. Exact acolo am vrut să ajung și mi-ați anticipat oarecum întrebarea mea. Domnule doctor, care ar fi principalele motive pentru care mulți români aleg să meargă în țări vecine pentru astfel de intervenție în loc să apeleze la clinicile care există în România și, bineînțeles, la clinica noastră? Cred că această tendință este în scădere, pentru că, din punct de vedere tehnologic, oftalmologia este foarte bine dotată deja în România, atât chiar și tehnologic, cât și, să spun așa, profesional. Adică medicii oftalmologi români sunt foarte bine pregătiți și serviciile care se oferă la noi în țară sunt la nivelul celor care se află și în vest, ba chiar uneori chiar o și depășesc. Noi mergem la frecvent la congresele internaționale. Recent am fost la un congres internațional la Frankfurt și sunt foarte fericit și bucuros când văd la un asemenea congres că și ei operează cu aceleași aparate pe care le avem și noi, și soluțiile pe care le folosesc dânsii sunt similare cu cele pe care le avem și noi aici. Mai mult de atât, chiar pacienți străini, cum spuneam anterior, am avut pacienți din Germania, din Austria, care ne-au solicitat serviciile în această sferă a chirurgiei refractive, au preferat să se opereze în România, văzând că vor fi operați cu aceleași aparate, dar desigur la un preț mult mai mic decât în Germania sau în Austria. Spuneți-mi, domnule doctor, ținând cont de vasta dumneavoastră experiență, de ce ați ales să rămâneți în România, iată, și să fundați o clinică de renume în loc să mergeți să faceți carieră în străinătate? Dacă nu este o întrebare mult prea delicată. Nu este. Eu am dorit să rămân acasă. Cred că toată lumea este de acord că cel mai bine e acasă și am încercat să mă descurc aici la noi. Cu siguranță dacă lucrurile nu ar fi mers bine și ar fi fost probleme, atunci într-adevăr omul caută alternative. Dar mă bucur că am reușit în satul mare să dezvoltăm această clinică de oftalmologie și să oferim servicii pacienților, spun eu, de cel mai înalt nivel și să dotăm oftalmologia sătmăreană cu tehnologie de ultimă generație. Pe lângă faptul că sunteți medic-chirurg practician, adică efectiv realizați aceste intervenții, vreau să vă întreb, domnule doctor, în calitate de manager, cât de greu vi se pare acest aspect, ținând cont de, mă rog, incidențele economico-financiare din țara noastră? Da, într-adevăr, acest lucru este total diferit. A fi un bun manager și a-ți face și treaba de medic, dar noi avem o echipă care se ocupă de bunăstarea, de dezvoltarea clinicii.
Am investit într-adevăr foarte mult timp, multă energie și, nu în ultimul rând, foarte mulți bani în această clinică. Aceste intervenții oftalmologice și, în general, intervențiile chirurgicale oftalmologice sunt bazate pe foarte multă aparatură, această aparatură fiind extrem de costisitoare atât ca și achiziție, cât și întreținere. Dar, desigur, când, să spun așa, meseria coincide sau se intersectează cu pasiune, atunci nu mai resimțim, să spun așa, povara. Stresul, oboseala. Da. Domnule doctor, ca să revenim la tema noastră, putem face ceva să prevenim apariția dioptriilor și implicit să prevenim o astfel de intervenție chirurgicală? Din păcate, nu se poate face. La copii se făceau mai de mult anumite operații, intervenții chirurgicale pentru a împiedica dezvoltarea, agravarea miopiei. Dar nu putem să facem nimic preventiv. Dioptriile cu anumită formă de dioptrii ne naștem, ele se pot modifica în cursul vieții, pot să crească. În principiu, după vârsta de 18 ani, aceste dioptrii ar trebui să se stabilizeze. Și cine dorește, sigur, după această vârstă se pot îndepărta dioptriile, dar preventiv să luăm un tratament sau să facem ceva, nu avem ce să facem. Există o concepție greșită, aici aș vrea să fac o mențiune, există o concepție greșită asupra portului ochelarilor. Mulți pacienți consideră sau au convingerea că prin portul ochelarilor, dacă ne punem ochelarii și purtăm o perioadă de timp, ne vindecă dioptriile. Și atunci se întreabă, dar eu am purtat ochelari atâta timp și nu m-am vindecat. Deci, prin faptul că noi purtăm ochelarii, nu dispar dioptriile sau nu dispare nevoia de ochelari. Purtând ochelarii, noi avem o corecție instantanee și pe o perioadă pe care purtăm ochelarul. Când ochelarul îl îndepărtăm, îl dăm jos, desigur, ochiul în continuare are nevoie de dioptrii și nu are cum să se vindece. Deci este o situație anatomică a ochiului pe care noi doar o compensăm purtând ochelare, nu o vindecăm, nu o facem să treacă. Aici ar fi, practic, două puncte de atins și vreau să le luăm pe rând. Există concepția prin care se spune dacă ai dioptrii mici, și acum vorbim de un plus 0,25, minus 0,25, am așa, e mai bine să nu porți ochelari, că e posibil să crească mai mult dioptriile. Sunteți de acord cu această concepție? Nu. Dioptriile nu cresc sau nu scad, nu sunt influențate de portul ochelarilor. Noi avem un anumit, cine are dioptrii, aceste dioptrii sunt, în principiu, sunt fixe dacă deja dezvoltarea s-a terminat. Ce poate să existe este adică aici sunt două aspecte. Există acest, în primul rând, presbiopia, care apare la vârsta de 40-45 de ani, când apare nevoia de ochelari la citit. La vârsta de 40 de ani avem nevoie de un... Dacă n-am purtat ochelari până atunci, doar la citit vom avea nevoie de o dioptrie jumătate la ochelar ca să vedem bine la aproape. Această nevoie de dioptrii crește, adică o să avem nevoie de 2 dioptrii sau de 2 dioptrii jumate pe la vârsta de 50-60 de ani. Și atunci, sigur, se interpretează când se cresc dioptriile, dar este vorba doar de presbiopie, adică de lipsa de acomodare a ochiului, lipsa de focalizare la aproape. Dioptriile ochiului rămânând la fel, doar că ochiul trebuie ajutat pentru o distanță mai mică să vadă bine, din cauza că i-a dispărut elasticitatea și nu mai focalizează. Mai este un alt aspect, acest spasm acomodativ, în cazul celor care privesc foarte mult la aproape, la citit, la calculator și nu fac pauze, ochiul rămâne focalizat la o distanță mică și după ore în șir, dacă noi ne îndreptăm privirea spre un interes aflat la distanță, vedem încă în ceață. Și atunci, sigur, dacă punem repede o lentilă cu minus,
spunem că, vai, ce bine văd, mi-a crescut dioptriile. Dar, de fapt, noi corectăm o pseudomiopie, o dioptrie care nu există în realitate, ci este doar o deficiență sau un spasm de acomodație al ochiului. Și dacă noi o corectăm aceasta, noi ținem ochiul în spasm. Ca să prevenim acest lucru, trebuie să facem pauză. La 40 de minute, o oră, măcar 50 de minute să ne mai îndreptăm privirea și la distanță, astfel încât ochiul să se relaxeze. În interiorul ochiului există niște mușchiuleți care realizează această acomodare și ei, dacă noi privim la distanță, acești mușchiuleți se relaxează. Domnule doctor, noastră recomandați pentru cei, desigur, care lucrează foarte mult cu ochii în calculator, utilizarea picăturilor sau lacrimilor acelor artificiale? Într-adevăr, de la o anumită vârstă încolo este nevoie de aceste lacrime artificiale, cu atât mai mult dacă lucrăm într-un mediu cu vânt sau cu factori iritanți, cu praf. Mai mult de atât, dacă noi privim la aproape, ochii clipesc mai rar, lacrimile se evaporă mai repede și atunci... Ne referim strict la cei care lucrează la birou, poate sunt programatori și 10 ore, poate 8 ore sunt în fața calculatorului. Da, deci este de recomandat să, în cazul în care pacienții simt că au un ochi uscat sau iritat, aceste lacrime artificiale sunt benefice și pot să fie utilizate fără probleme. Dar pot crea dependență? Nu. Ele nu creează dependență. Lacrimile artificiale sunt o necesitate la un moment dat, pentru că ochiul nu mai secretă suficiente lacrimi sau secretă cantitativ, dar sunt precare calitativ. Și atunci trebuiesc ajutate cu, sau suplimentate cu aceste lacrimi artificiale, dar ele nu creează dependență sau nu fac niciun rău. Pentru că titlul emisiunii noastre îl constituie avantajele chirurgiei refractive și am povestit în prima parte mult mai mult pe acest subiect, domnule doctor, vreau să vă întreb în ce măsură contribuie acest tip de intervenție la creșterea calității vieții cetățeanului? Foarte mult, pentru că, după cum spuneam, că și satisfacția chirurgului de chirurgie refractivă, să zic, este foarte mare când își vede pacienții bucuroși că în sfârșit a scăpat de ochelari. Asta, sigur, se reflectă în creșterea calității vieții, dacă pacienții sunt bucuroși și fericiți că au obținut ceea ce au vrut. Respectiv, pot să se angajeze în anumite activități care până atunci erau sau de neatins sau se obțineau mai greu din cauza portului ochelarilor. Deci, de la o situație la alta, într-adevăr, poate să existe un beneficiu mare în calitatea vieții pacienților. Cât de mult amenință, să spunem așa, între ghilimele, această chirurgie refractivă, bunul mers, spre exemplu, a unei firme care se ocupă până la urmă și are acest domeniu de activitate, optica și optometria? Adică le luăm pâinea de la gură altora care până la urmă cu asta se ocupă să, mă rog, facă consultații și să prescrie până la urmă ochelari. Nu cred că sunt într-un anumit pericol de vreun fel colegii care se ocupă de optică, pentru că întotdeauna sunt pacienții care optează pentru această cale, sunt o minoritate în comparație cu cei care nu doresc să efectueze această intervenție sau nu se poate să se facă, deci nu cred că această branșă a opticii este într-un fel pusă în pericol de chirurgia refractivă. Cu atât mai puțin de către dumneavoastră. Spuneți-mi, domnule doctor Lehar, ca o ultimă întrebare și să închem așa într-o notă oarecum optimistă, este chirurgia refractivă un moft sau o necesitate pentru zilele noastre? Din punctul noastră de vedere. Da. Tind să cred și am ajuns să cred că este tot mai mult o necesitate și un efect, are un efect pozitiv și benefic asupra vieții pacienților. Într-adevăr, așa s-a încetățenit sau așa s-a crezut sau așa am privit această chirurgie la început că ar fi un moft. Dar tot mai mult tind să cred că într-adevăr este o necesitate, nu neapărat o necesitate, ci este o treabă
benefică pentru pacienți și nu în foarte multe din cazurile pacienților noștri nu neapărat este vorba de o alegere din punct de vedere estetic, ci fiecare dintre dânsii avea o bună justificare pentru ce dorește să scape de ochelare. Și înainte de intervenția chirurgicală, să înțelegem că realiza și o consultanță până la urmă pentru fiecare persoană în parte? Sigur, trebuie să măsurăm și să evaluăm fiecare pacient în parte, să vedem fiecare pacient câte dioptrii are, câte dioptrii pot să fie îndepărtate, dacă aceste dioptrii se pot îndepărta total sau doar parțial. În cele mai multe cazuri ele se pot îndepărta total. Și în cazurile în care aceste dioptrii se pot îndepărta doar parțial, se poate ajunge într-o situație mult mai bună decât situația preoperator, pentru că și o scădere semnificativă în dioptrii poate și contează într-adevăr foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru participarea la emisiunea noastră. Consider că am încercat să trecem în revistă cât mai multe probleme și aspecte legate de chirurgia refractivă. Cu siguranță vor veni foarte multe întrebări spre dumneavoastră, acum că ați deschis așa cutia Pandorei cu acest subiect. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, ați urmărit Agenda Medicală. Numai bine, rămâneți pe Regio TV.